Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din minunata mea serie de Skywars, după mult timp în care n-am mai jucat minigame-ul ăsta. Ei bine, vă zic de pe acum că nu mai știu să-l joc, adică nu mai am acea abilitate de a câștiga aproape fiecare match. Însă o să facem tot posibilul să învățăm. Iar pe lângă asta e important să ne distrăm, corect? Că viața e despre a te bucura de ea, nu despre a fi cel mai bun. De asta mi-am dat eu seama în ultimul timp. Hai să vedem. Avem sabie, perfect. Avem două undițe. Avem sabie de diamant, let's go. Avem chestplate. Avem trei săbii de diamant cu enchant, ceea ce înseamnă că voi combina două dintre ele. Uite, o combin pe asta cu asta, perfect. Iar acum pe ăștia o să pun enchantul ăsta. Let's go, let's go, let's go. Am chestii destul de bune, trebuie să recunosc. O să păstrez o undiță. N-am nevoie de sabia asta. Pam. Perfect, hai să mergem rapid în mijloc. Acolo ar trebui să fie iteme super, super bune. Mamă, deci n-am mai jucat Minecraft de atâta timp cât nici nu mai știu să mă mișc. Dar e ok, că învățăm. Adică orice se învață în lumea asta. Așa am zicea bunicul meu de fiecare dată. Și are dreptate că bro, de ce? Zici că ăștia fac team, bro. What? Ok, hai să ne dăm poțiunea asta. Wow, wow, ce combo! Bro, da greu l-am omorât pe ăsta. Uite, aici avem o de-asta cu protection. Let's go, let's go. Avem vreo sabie mai bună? Aparent toate sunt la fel. Ok, hai că e bine, hai că e bine. Mai sunt doi player, deci mai ies eu cu un player. Cum ar fi să câștig primul meci? Bro, sunt insane. Bro, ăsta are abilități de alea, gen știe să dea cu... Ok, am fost aproape, avea 7 kill-uri, omul. Ok, aparent am avut un pro player în match, că altfel nu-mi explic cum a jucat așa. Cred că e important să folosim totuși undița sau bulgării de zăpadă. Apropo, mai joacă cineva Skywars în 2024? Că mie mi se pare că sunt singurul, dar aparent sunt o grămadă pe aici pe server care joacă. Hai să mergem aici jos. Avem sabie cu sharpness. Let's go, let's go, let's go. Două sabii cu sharpness. Ne dăm astea așa. Punem anvil-ul. Punem inclusiv enchantment table. Facem o sabie așa, perfect. Nu, trebuie să mergem aici dacă vrem să enchantăm armura. Protection 1, protection 1. Aqua Affinity. Ok, nu cred că avem nevoie de Aqua Affinity, dar mai putem face un enchant. Protection 1, let's go. Avem power pe ăsta. Băi, problema e că nu am pus chestia asta. Oare pot să mai pun acum? Ia să vedem. Oh, pot aparent. Ok, băgăm protection pe cască și acum mergem în mijloc, că dacă nu mergem, nu e prea bine. Hai să punem și ouăle, că ați văzut și voi cum se joacă acum, ca să faci combo-uri sau mă rog, ca să ai practic primul hit, trebuie să dai înainte niște ouă. Oh, uite aici chestii. Boots, let's go. Bă, cine se bate, bro? De ce se aude ca și cum ar fi? Ok, aici sunt ăștia. Ok, eu vin la clean-up, eu vin la clean-up. Let's go, ăsta e mega low. Bro, ai un hit! Bro, what? Vino mă încoa. Ok, hai să lăsăm un pic în pace pe ăștia, că parcă totuși nu sunt destul de încrezător. Ia, o să dau o săgeată, pare nu prea. Ok, am buți de ăștia și mecheri. Mamă, frate, dar ce intensitate mare e aici. Eu mă gândeam că nu o să mai am emoții cum aveam pe vremuri, să transpir așa puțin, să mă doară degetele la cât de tare apăs pe tastatură, dar aparent se întâmplă. Oh, uite pe ăștia. Ha! Bro! Sunt prietenos, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Bro, dar cum dă? Bro, abia l-am atins! Ok, trebuie neapărat să fac un win, deci dacă nu fac un win înseamnă că nu mai sunt ce eram. Bine, clar nu mai sunt ce eram și clar sunt oameni care joacă probabil non-stop. Sau aproape non-stop, hai ca să nu
creadă cineva că aș pretinde eu că ăștia ar fi disperați. Că nu cred că sunt neapărat disperați, dar gândiți-vă doar că acum când filmez eu ora 10:29 dimineața, iar ăștia joacă în continuu, probabil. Adică altfel, de ce ar fi 30 la ora asta să joace? Mai ales că e în timpul săptămânii, dar mă rog, e ok. De ce se umple așa greu serverul ăsta? Apropo, sunt o grămadă de kituri aici. Dacă aș vrea să schimb kitul, aș putea să o fac. Poate îmi ziceți voi dacă e vreun kit bun și poate mai facem un episod. Dacă vreți, apăsați pe butonul de like să vedem câte reușim să strângem. Ok, ideea e că trebuie nu neapărat să fii rapid, dar îți trebuie inclusiv iteme din mijloc, frate. Ok, loot-ul nu e cel mai bun acum, dar e ok că uită. Bro! Mamă, dar l-am auzit. De ce nu m-am mișcat, frate, dacă l-am auzit? Oh my god, pe bune. E ok, deci o să devin cel mai bun player de Skywars din nou. Nu că aș fi fost vreodată, că n-am fost. Dar o să devin cel mai bun în lumea mea, ok? Așa că hai să jucăm. Ok, ok, ok. Doamne, frate, parcă retresc emoțiile alea din trecut când mă enervam că vin ăștia pe insula mea din prima. Ok, ok. Avem undiță, avem fire resistance, care nu cred că e deloc util. Și hai să mergem acum în mijloc, dar să avem grijă să nu ne bată cineva pe drum. Oh. Oh, let's go, am făcut un kill, chiar dacă a fost un kill destul de nesimțit, dacă mă întrebi. Am două săbii cu sharpness, aș putea să le combin, dar n-avem timp de așa ceva. Hai să mergem să facem un clean-up aici. Mamă, ăsta-i de la care. Oh, o căsut din mapă. Let's go, let's go, let's go. Oh. Ok, ok, ok. Hai că mă duc un pic aici pe insulița asta. Să fac un pic inventarul, știi ce zic? Mai sunt eu cu un player, ok, ok, ok. E aici o de-aia de enchant? Nu e. Ok, hai să vedem, hai să vedem. Mamă, emoțiile sunt maxime. Ia, niște ouă. Aparent e meta-ul ouălor. Bă, pleacă de aici! What? Cu ce mi-a dat ăsta? Bro! Wow! Let's go! Mamă, deci eu mă bucur ca un copil mic! Efectiv! Bine, mă! Nu știu de ce aveam impresia că nu o să câștig niciun match. Pentru că ultima oară când mă jucasem Skywars, era atât de greu să câștig, încât eram sigur că n-am nicio șansă, dar aparent minunile există. Let's go, let's go. Hai să mai jucăm un match. Mamă, acum am prins încredere deja. Nu știu dacă hărțile s-au schimbat, deși par destul de similare. Uite, de exemplu, harta asta, cred că o știu. Adică parcă mi se deblochează amintirile mai degrabă decât să joc ceva nou, știi ce zic? Okay, let's go, let's go, let's go. Ok, avem sabie. Punem asta aici așa. Ok, pe ce băgăm enchantul? Băgăm pe pantaloni. Bă, rapid, că ăștia deja îs în mijloc unii. Bă, 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 bă. Ok, stați că l-am prins pe ăsta. Sau? Oh my god, mai aveam nevoie de o lovitură, cred că, ca să-l bat. E ok. Stați liniștiți că ne descurcăm. Ăla a fost un match așa, gen de încălzire. Chiar dacă am mai avut și altele înainte, nu contează. Aici trebuie să mă încălzesc mai mult decât m-aș încălzi în mod normal. Hai să vedem harta asta, sincer, nu știu dacă o știu. Sau? Nu-mi dau seama, sincer, dar parcă totuși o știu. Chiar sunt curios dacă sunteți unii dintre voi care vă jucați de pe vremul Skywars în continuu. Ok, să vedem.
Facem așa o combinație. Pam, pam, perfect, perfect. Bă, avem armură bună. Stai, n-aveam arc? Bro, pot să jur că văzusem un arc, dar cred că mi s-a părut. Ok. Renunțăm la astea. Punem totuși așa. Și hai să mergem acum în mijloc. Să vedem ce putem face. Rapid, rapid, rapid. Bun, 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 bun. Ok, ok, ok. E cineva pe aici, prin mijloc? Apare nu e nimeni. Ia stați așa că aici trebuie neapărat să construiesc. Am mai sărit eu și am căzut din mapă. Deci nu trebuie să sărim ca nebunii. Bă, dar totuși... Cineva o lua chestul ăsta. O plinte în stil. Hmm. Da, uite că o pus acolo chestia aia și așa o sărit. Cel puțin așa cred. Ce face ăsta aici, frate? What? What? Ce knockback are ăsta? Hai că-l putem bate, îl putem bate, îl putem bate. Are... Let's go! Două win-uri! Bro! Legenda Skyward s-a întors. Nu exagerez, acum chiar exagerez, pentru că am avut un pic noroc, dar totuși am avut meciuri destul de bune. Hai să mai dăm un meci. Bă, mă mir că joacă oamenii atât de dimineață, adică... Efectiv, mai devreme m-am trezit, ca să înțelegeți. Și am direct chef de Skywars, adică... Ia uite ce zice, Max și altele, please accept request. Ia uite mă că-s iar popular aici. Bine, am rang de YouTuber pe Hypixel. Hai să vedem, hai să vedem. Pam, 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 pam. Punem ăsta așa. Punem și ăsta așa. Perfect, perfect, perfect. Renunțăm la astea cui trebuie pickex. Să fim serioși. Pickex-ul e pentru începători. Dar ce pot eu să fac acum e să mai fac niște enchanturi. Pam, pam, protection 1, protection 1. Projectile protection destul de bine. Ăla s-a teleportat, are Ender Pearl-uri. Team, bro, team. Nu știu dacă vrea să facem team, nu cred. Adică nici nu-i voie să facem team, dar mă rog. Eu punem asta cu viața aici, că poate, poate. Ia uite-l mă pe ăsta. Ha! Easy kill, bro. What? Și-o dat Ender Pearl. Eu nu pot să cred că ăsta și-o dat Ender Pearl. Bro, ăsta e nemuritor. Bă! Bă, bă, mă lovește karma acum. Lasă-mă karma. Ok, hai că, hai că suntem bine. Deci mai sunt 3 playeri. Ăla e în mijloc, ceea ce înseamnă că are chestii bune. Lui ăsta pot să-i dau cu undița, probabil. Bă, nu veni la mine, te rog eu. Sau dacă vii, hai să facem team. Team, team, team. Ăsta e un baca sau mi se pare? Nu cred că e un baca. Oh! What? Ce s-a întâmplat? De ce a fulgerat acolo? Bro, de ce fulger așa? Sau a dat el cu ceva efect? Nici nu știu, e posibil să fie chestii noi în minigame-ul ăsta. Ia uite-mă, ăla merge pe el să-l bată și stă în mine. Bro, uite-te că vine pe tine, frate! Ok, trebuie să mă duc acum la un clean-up de ăsta nesimțit. Ia stați că nu e de glumă. What? Bro, cum dă asta așa? What? Ok, deci playerul ăsta era mega OP. Fraților, o să încheiem aici episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem în continuare episoade de Skywars, apăsați pe butonul de like. Eu am fost Max. Spuneți-mi ce ați vrea să mai vedeți pe canalul meu de YouTube. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!